Clipe de groază în Vietnam, taifunul Goni s-a transformat într-o adevărată furtună și a atins coastele centrale și sudice ale țării, unde a provocat ploi torențiale și a agravat inundațiile care afectau deja Vietnamul de mai bine de o lună. Potrivit informațiilor venite din partea Centrului de Prognoză Meteorologică din Vietnam, Goni a ajuns pe coastele provinciilor Binh Dinh și Phuyen, însoțit de vânturi de până la 40 de km pe oră. Intensitatea a fost diferită de cea cu care Goni a lovit săptămâna trecută arhipelagul filipinez, când a fost considerat cel mai puternic taifun al anului și a fost însoțit de rafale de vânt de până la 280 de km pe oră. Deși intensitatea cu care a lovit Vietnam a fost una scăzută, situația nu a fost mai blândă. În unele provincii, furtuna a provocat ploi intense care au ținut chiar și 12 ore, iar autoritățile au fost nevoite să decreteze stare de alertă de inundații. Cel puțin 28.000 de persoane care trăiesc în zonele cu risc ridicat de inundații au fost evacuate în ultimele ore, iar aproximativ 5.000 de embarcațiuni ale pescarilor au fost ancorate la mal până la trecerea furtunii. Una dintre cele mai afectate regiuni abia își revenea după o serie de 4 furtuni consecutive, care au provocat 10 de morți și oameni dispăruți. În 2019, furtunile și alunecările de teren din Vietnam s-au soldat cu numai puțin de 132 de morți.